Primul lucru este să ne ferim de expunerea la temperaturile acestea foarte mari. Asta presupune ca cel puțin în intervalul 11-18 să nu ieșim din casă. Dacă totuși nu se poate lucrul ăsta, e bine să purtăm haine din fibre naturale, deschise la culoare, cu capul acoperit, să hidratarea să fie corespunzătoare. Și mare atenție la vârstele extreme, pentru că sunt mai susceptibile să facă complicații din cauza căldurii. Și mă refer aici la persoanele în vârstă și mai ales la copii și la, sugari, care, din păcate, sunt cei mai vulnerabili. Atenție și la adulții tineri, pentru că în momentul în care se desfășoară o activitate fizică intensă la astfel de temperaturi, pot apărea fie epuizare la expunerea la căldură, fie chiar heat stroke, care este o condiție, care este o afecțiune amenințătoare pentru viață și reprezintă o reală urgență medicală.